Da, domnul Avram. Bună ziua! I-am scris la cloc să fac, la mine s-a descărcat telefonul și internetul și s-a închis cu totul. Dar chiar imediat după ce m-ai sunat pe mine și ai zis că da, vorbești și povestești? Da, asta s-a descărcat telefonul și e cam ușet cu dânsul la împriză, se încarcă. Bun. Ce s-a La întâmplat? mine Ai s-a lucrat și nu descărcat. vor să te plătească. Nu vor să plătească. S-au achitat cu ce am mai lucrat acolo, dar au rămas niște bani, trebuie să-mi dăie. Cam cât? Și cam cât, încă vă... Nu e și nu știe și mult, îți vă 3.000 de lei, 3.400 și ceva. Dați bani, mai ales acum în timp de Și criză sunt necesari. pentru, da, mă, cu crize și stați banii ăștia. Și nu vor să-mi dăie, că ei au zis că am trăit ca atari la dâns, la Botanica, lângă Titulescu, chiar la începător Titulescu 1, caz pământ. Tot el un cumnat de ei. Și ne-au spus că deodată vreo 3.000 și ceva ne-au oprit, 3.800. Nu au vrut să ne dăi banii. Că au venit ea ca pe comunale, pe nu știu ce, când moșneagul, cumnatul e, Nenea Bore. Vine și ne aduce chitanțele pe luni, zile pe noiembrie, că tot înșesc cu căminul acolo, că încălzări nu avem casă. Când vine și ne aduce comunale, pe gaz au venit 107 lei și pe lumină au venit 300 și, la 400 lei undeva, 390, 400 lei pe lumină. Și eu i-am zis, deși doamna Nina spuneți că au venit 2.000 și ceva peste 2.000, dacă mi-au arătat chitanțele. Ei, bun, și nici nu a fost grească mine. Atunci, bun, hai că eu sunt grească cu dânsul. Pe urmă, când mă întâlnesc Nenea Bore, el îmi spune, că el, hai și grească cu tine, nu le spune lor, că ele surorile astea și spun tot în capul meu și nu le dovedesc eu. Bun, dar înțeleg că n-ai lucrat cu contract, erau așa niște particulari la care le Deodată referați când am el. lucrat, i-am șcaturit chiar la colț cu Eminescu, unui teatru Mihai Eminescu, la colț, cum merge Ștefan cel Mare, teatru Mihai Eminescu în partea stângă, noi la colț, chiar la Cruci Drumari, o clădire cu 5 etaje. Acolo i-am șcaturit casa în fața casei, i-am făcut cu băieți, tătătă. Și înăuntru i-am făcut ferestre, le-am mai îngustat, le-am mai... Dar șantierul Și acela la nu e urmă, și la ilegal, nu-i... frezării, la Bănulescu Bodoni, tot așa, hai facem așa, ia ca așa, și asta Șantierul acela chindia. nu e ilegal peste drum de hotelul lui Plahotniuc? Eu nu știu Strada care e lui hotelul Eminescu, Plahotniuc. mai la vale de teatru? Unii e, de ca domnul Brega, unii e Mihai Eminescu, teatru Mihai Eminescu, Da. chiar la colț, acolo e crucile drumului. Pe, în partea de la Vale, cum mergi pe Ștefan, în partea de la Vale. Am înțeles, tot pe partea cu teatru. Am înțeles, pe stânga pe În Eminescu, nu partea pe dreaptă, dreapta. cum mergi la Vale, în partea dreaptă. Apoi după Orange acolo, după librăria Făt Da, Frumos și Orange, după Orange. da, este Orange, acolo magazin, cafea, să faci, Și nu știu după mai ce. Orange este o clădire, un șantier care din Da, loc nu-i cu 5 marcat, nu-i etaje, da. semnalat, cel mai Foarte probabil e corect. ilegal. Deci ai lucrat acolo fără contract, fără nimic, da? Fără contract, tipa m-a pus legal, tipa m-a înregistrat, că, în caz că sunt ochiși de pișchele, Doamne ferește, încolo în coașe, dar eu nu știu pe urmă, ei de-am m-a scos ei de pe, că dacă m-am sfădit cu dâns și nu vor să-mi dai bani, eu am probleme cu băieți, că băieții am luat la lucru eu și ei cer din mine bani, dar eu le lămuresc lor, dar ei... A, deci erați echipă, nu erai singur. Da, nu, eram, nu știu vă spun, unu, doi, eram patru băieți. Dar proprietarii ăștia ce? Sunt familie? Sunt întreprindere Ei individuală sau sunt proprietarii, SRL ceva? ele au firma lor, ele sunt mai multe surori, sunt 5 surori, mai tine, dar ele două conducte. Păi și firma cu ce La se ocupă? Bănulescu Bodoni, la colț, chiar la florării, tot au acolo clădire și aici cu 4, cu 5 etaje, tot am lucrat și Firma cu ce acolo. se ocupă? Și tot nu mi-au achitat cum trebuie. Deci mai au datorii în afară de 3.000 de lei. Mai au, da. Dar firma cu ce se ocupă, firma lor? Ele se ocupă, ele fac, nu știu cum să vă spun, că eu acolo în jur undeva vreo 2 luni am lucrat la dânsă. Am înțeles. și deodată cât au fost, s-au achitat tot bine. Pe urmă s-a început că bă, nu vă dau bani, că nu știu acolo, deși îmi spune că Viorel hai mai adă băieți, nu știu acolo și am adus băieți și la urmă am rămas eu de mă. Știți cum în ziua de azi, că vrei să faci bine și la urmă Și nu te-ai gândit să anunți poliția? Te, poliția nu le face nici ei sau legături au.
Eu când le-am zis, că zic, i-am zis, am sunat-o pe doamna Zână, pe doamna Nina, aici două scarieli conductătă. Zic, eu am să vorbesc cu domnul Briega, am ca să dau pește numărul lui și să vorbesc cu dânsul, și să vă filmez. Și să eu și băieți fiecare au lucrat cu mine, și să le spui, tăt, cum au fost și au fost. Hai, zic, el nu a umblat, nu știu ce acolo și ne-a pus trupă. M-a pus, vopșe, e doamna Zână, asta m-a pus în ciorna spiscul, nici nu pot suna. Odată o sun și el îmi spune că, da, bună ziua, zic că este Viorel, zic, cu, mă întreabă, dar și Viorel, caz de lucru, zic, nu, e de lucru am, zic, dar cu bani și care au rămas și facem. Și era și mică strucă. Nici nu mai tu sun, nici... Nu știi cum se numește firma și nici numele complet al Zinei. Poftim? Firma nu știi cum se numește și, și numele firmei. Nu știu, eu nu știu, pot să vă dau, domnul Briega, pot să vă dau numărul de Vider aici și să... Dar numai că dumneavoastră o sunați să vă prezentați, sunteți Briega, e deodată, de-am gata să încep la mine să mă tot. Oricum, trimite și o să încep, și o să încerc să o sun, dar deocamdată am înregistrat ce am discutat, dacă ești de acord o să publicăm și cu reacția ei. Mm-hmm. Numai da. Că nu vreau să mi se arăte. Nu, dar ce să arăte? Doar nu, mă zic că știți cum. N-am filmat cu video. Eu mă cunosc, nu cine știe și bani, nu-i mult. Da, de numărul. Și eu mai am întrebări cu dumneavoastră, dar să vorbim pe urmă. Bun, acum trimite numărul ei să o sun eu înapoi. Cred mulțumesc. Că dumneavoastră în țară când o să apăreți, ori până și nu se termină. Păi, da. Cu nebunile astea, cu corona, cu... De acord. Hai, trimite numărul. Alo, da. Doamna da. Zina? Da, da. Bună ziua, Oleg Briega de la Bună Curaj ziua. TV. Da, domnule. Mi se plânge domnul Avram că aveți niște bani ne-i datorați. Dar cine-i domnul Avram? Zici că a lucrat la dumneavoastră la șantier. Iată, veniți domnul Oleg, eu pe dumneavoastră vă cunosc, când lucrați la Jurnal TV. Veniți și vedeți ce lucru a venit domnul Avram și ce-o primit și ce trebuie să primească. Veniți să vă arăt și... Deci a făcut muncă necalitativă sau care e situația? Tare necalitativă. Și de ce nu i-ați spus asta, de ce închideți telefonul? Omul continuă să aștepte da, banii. Dar eu i-am spus lui de zeci de ori să vină. Și nu că să vină, eu i-am ratat dumnealui când lucra, i-am ratat. Dar el lucra, el și echipa lui, el și echipa lui lucrau în condiții legale, angajați cu contract, cu carnet de lucru. Dumnealui a lucrat în condiții legale angajat. De ce nu știe, n-a văzut contract, nu știe nimic? Dumnealui a lucrat legal și a avut contract. Și conform contractul nu trebuia să înaintați pretenții, să-i spuneți cât trebuia să plătiți, cât îi dat și tot așa. Deci el încă mai așteaptă bani, încă 3.000 sau nu știu cât. Dar deci, da el poate să aștepte. Dumnealui poate să aștepte. Că așa sovestea dumnealor le ajunge. Am înțeles. Dar șantierul cel pare cam ilegal, pentru că am trecut pe acolo și n-am văzut niciun panou informativ. Cine, ce construiește, aveți autorizat? Dar de ce el pare ilegal? Dar de ce el pare ilegal? Panou informativ obligatoriu, orice șantier trebuie să spună cine, ce construiești în baza cărei autorizații. Aveți de la primărie de permis? De acum s-a scos, el a fost, s-a scos și s-a făcut, de acum s-a desfințat gardul s-a retras mai înăuntru și de atâta să nu este și panou. Și ce o să fie acolo? 5 etaje în centrul capitalei? Nu vreți să spuneți. Bine, e treaba dumneavoastră. Sper că până la urmă e legal. Eu am înregistrat discuția dumneavoastră și public acum și pretenția omului și explicația dumneavoastră. Deci, da, o trebuie și să mă informați că ați înregistrat-o. Ei vă spun acum. Nu, o trebuie de la început să mă informați că o înregistrați. Bine, dar dați-mă în judecată. Nu, dar de ce dumneavoastră să o cotiți că eu trebuie să îmblu pe drum să vă dau în judecată? Dar nu mă dați în judecată, priviți curaj. Dar de ce dumneavoastră vă, iată, de ce dumneavoastră așa vă comportați? Dați-mă în judecată, dar dumneavoastră sunteți un matur, vă cunosc, sunteți de acum, nu aveți 16 ani. Păi și dumneavoastră matură,
Și dumneavoastră matură fiind, de ce purtați oamenii aceia pe drum? Au lucrat la dumneavoastră? Da, ia veniți dumneavoastră mâine să vă arăt. Ia că veniți dumneavoastră mâine să vă arăt. El spune că l-ați ținut la gazdă și i-ați spus că banii ăștia i-am reținut pentru gazdă, pentru servicii comunale. Și după aceea omul a prezentat documente că serviciile comunale nu au costat 3.000. Și acum... Domnul Oleg, veniți dumneavoastră mâine să vă arăt. Eu am și fotografii cum dumnealui eu a lucrat. Și el a spus că așa se lucrează și așa a lucrat peste tot. Aveți și documente că el lucra legal acolo? Eu v-am mărurit dumneavoastră. Mi-ați spus, da, eu întreb de documente doveditoare. Că de spus tot cum e legal. Eu v-am spus că am trecut pe lângă procuror. Eu v-am spus că am trecut pe lângă șantier și nu era pe nou informativ. Ce e o abatere gravă. Deci dar foarte când, probabil când nu aveți... dumneavoastră? De multe ori, de multe ori. Chiar am și video publicat pe Curaj. A fost. A fost pe nou. A fost vreodată pe nou informativ. Da, bun, a fost. Înseamnă că aveți și autorizații și proiect. Și autorizații. Legal. Bun. Să vă judece primăria și inspecția în construcții sau cum se numește ea acum. Și pe dumneavoastră tot. Și inspecția muncii Dumnezeu. Să vă judece dacă i-ați ținut pe oamenii ce e legal sau nu la lucru. S-ar putea să se intereseze și poliția, eu știu, pentru caz de escrocherie, dacă îi demonstrează că le-ați promis bani și nu le-ați dat. Să se intereseze și poliția, nu este nicio problemă să se intereseze. Vă doresc succes. Nu este nicio escrocherie. Iată, veniți dumneavoastră cu dânsul mâinii, ia ca asta. Înainte de dumneavoastră a publica și toată asta, ea trebuie să verificați realitatea acum, cum este. Acum suntem în situație de criză și nu se mai poate umbla cu așa ceva. De exemplu, de asta nu, vă rog veniți, să trimiteți documente pe internet, chiar dacă nu sunt procuror. Domnul Oleg, veniți și vedeți dumneavoastră și atunci eu să spuneți că iată, e corect sau nu e corect. Sunt informații private, dar trebuie să mă convinc că e legal și aveți dreptate ce spuneți. Altfel vă tratez cu prezumția neîncrederii. Domnul Oleg, că omul vă acuză cu prezumția neîncrederii, veniți și vedeți ce a făcut dumnealui. Veniți și vedeți. Ce aveți de făcut? Avea de tencuit și n-a tencuit bine? Dar veniți și vedeți ce a făcut dumnealui. Nu veniți și vedeți. Fotografiați, filmați, trimiteți. O să vă cred pe poză, pe video, dar altfel. N-am voie să îmblu acum, vreți să mă trezesc cu o amendă că îmblu pe drumuri să văd un șantier. Mulțumesc pentru explicație și pentru că ați răspuns la telefon. O zi bună vă doresc. La revedere.